Not trying to be in there. Not trying to be cool. Nu este neapărat să ai un băiat ca să înțelegi dragostea de fecior. Este suficient să ai un nepot care să-l înlocuiască. Asta este și cazul lui Petrea, cel care astăzi împlinește 18 ani, iar cel care i-a fost și umorul, și sprijinul, și tinerețea, Badea, Gicu, vine astăzi să-l felicite, alături de mătușa, Lelea Elena. Îi spunem la mulți ani la 18 ani! Dacă mă așteptai dimineața acasă, când veneam mai amețit, mai frumușel, mai de la fete, și te mă întrebai, cum a fost, cum? Bade, ia-mă cu tine. Badea-l tău tare te iubește și el a spus că el încă nu are fecior. Dar tu ești feciorul, el se mândrește în ceea ce te-ai transformat tu. 18 ani este vârsta cea mai luminară și el îți dorește ție frumusețea voastră. Tinerețea plină de fete și putăceală din partea fetelor, de băieți adevărați care știu a prieteni cu tine. Și vreau să spun încă o dată, mulțumesc, Petre, că existi. Voi aveți o relație care nu toți o vor înțelege. Nu toți o vor demâsli așa cum poți tu să o faci. El este pentru tine un al doilea tată. Este un exemplu și atunci când ai nevoie, tu te adresezi la el după un sfat. Dragă Petre, ăsta e felicitarea din partea Badea, Gicu și Lelea Elenei. Badea tău a cumpărat niște certificate gratis în care voi alegeți ziua, în care mergeți de dimineață până seara, faceți frigărui, luați fietele, cochetele îmbrăcate în costum de bani sumar și vă distrați. Asta e un costum. Go give love to your body. It's only you that can stop it.
Go get love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body.